Pe scurt, m-am îndrăgostit. Era sâmbătă, eu ca de obicei lucram la un proiect. Glumiesc. Stăteam și mă jucam Dota 2. M-am plictisit și am decis să intru pe YouTube să citesc comentariile de sub video. Wow, wow, wow. La un moment am văzut foarte multe comentarii de gen: te-ai îndrăgostit? Adică, eu m-am îndrăgostit? Niciodată. Dar să fi fost doar un comentariu, dar ele sunt sute. Oh my god, chiar dacă eu în fiecare noapte înainte de somn mă gândesc la Chloe Grace Moritz și o am pe fundal la telefon, asta nimic nu înseamnă. Pe cine eu mint? Da, eu cred că m-am îndrăgostit. Un prieten odată mi-a spus că trebuie imediat să-i spui despre sentimentele sale. Așa și am făcut. I-am scris pe Facebook, pe Instagram, pe YouTube, gata. Acum trebuie doar să aștept răspunsul. După m-am pus să privesc toate filmele unde ea s-a filmat. A venit și noaptea. Am adormit. Niciun apel pierdut și niciun mesaj. Poate am făcut ceva greșit? Am început să mă gândesc ce greșit am făcut. Poate nu trebuia să fac video-ul pe YouTube că îmi place de ea? Oh, te rog, sună-mă pe mine pe YouTube. Mi-e place foarte tare de tine și vreau să mă sun. Telefonul meu va fi în descriere. Sună-mă, te rog, eu aștept numărul tău. Eu nu pot fără tine. Tu mie îmi place, eu privesc toate filmele tale. Te rog, sună-mă. Tot mă sun, da? Eu sper, lasă că tot sun. Eu fac acest video doar pentru tine. Nu pot. Parcă e normal, cred că nu-i plac. Trebuie să uit de ea. Am șters poza de pe fundal și am spus până când nu-mi scrie, nu privesc niciun film cu ea. A intrat fratele în cameră și mi-a spus că a găsit o melodie foarte super tare care o să-mi plac 100%. Băutură, băutură și manele și femei de 7 stele. Băutură, băutură și gagici. Astea au fost ultimele momente din viața lui. Mi-a venit un mesaj. Asta a fost mesaj de la Chloe. Dulce, dulce până la sânge. Prieteni, găsiți logo-ul Motan Show și scrieți în comentarii la ce minut a apărut. 3 comentarii cu răspunsul corect vor apărea în următorul video. Pe scurt, m-am îndrăgostit. Miau.